Sute de licei în Giurgiuveni, alături de Asociația Bolnavilor de Cancer și Hepatită Giurgiu, au marcat Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului la sân. Îmbrăcați în tricou roz înscripționate cu sloganul „Află că ești bine”, tinerii giurgiuveni au organizat un marș cu punct de plecare Parcul Mihai Viteazu și destinația Platoul din fața Teatrului Tudor Vianu. În fiecare an, de 1 octombrie, Asociația Bolnavilor de Cancer și Hepatită Giurgiu marchează această zi prin lupta împotriva cancerului de sân. Este Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului de sân. Văd foarte mulți tineri, de unde provin ei? Tinerii provin din liceele și școlile giurgiuvene și împreună cu Avon România desfășurăm un marș, marșul în roz, cu plecare din Parcul Mihai Viteazu până la Teatrul Valah. Misiunea noastră este de a trage un semnal de alarmă asupra acestei crunte maladii. Pe tot parcursul marșului roz, membrii Asociației Bolnavilor de Cancer au distribuit trecătorilor peste 1000 de pliante informative cu scopul de a le determina pe giurgiuvence să-și efectueze controlul medical periodic. Cancerul de sân este cea mai răspândită formă de cancer în rândul femeilor, însă boala poate fi prevenită și chiar tratată cu succes dacă este depistată la timp.